secție, la Pavel urmează să vină în alta secție tot 10 minute. Toți cei care puteți, care mai în vârstă, putem sta în continuare distrăi. Mulțumim că ați venit în număr mare și mulțumim.
de pâine și sare cu frantele acestea, pe care le înmulțește în satul acesta, cum în această țară noastră, în și toată lumea ta. Iar pe noi credincioșii care gustăm din aceste ofrande ne sfințește. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeu nostru e slavă, înălțăm Tatăl și Fiul și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze Dumnezeu pe toți. Iată copilașii au semnele primăverii și a verii în mâini. Îmbrăcați și ei frumos, vă mulțumim pentru primirea frumoasă și ofrandele acestea pe care le-ați oferit în semn de respect și de recunoștință. Le-am binecuvântat și prin binecuvântând aceste ofrande, considerați că am binecuvântat toată suflarea acestei parohii, acestui sat. Să fiți binecuvântați toți și bine ne-am întâlnit. Sure.
și pururea și în vecii vecilor. Conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos, armată Domnului, să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm. Thank you.
Să-și dea